Plantele din pepinieră, care anul trecut au înfrumusețat zona centrală și au bucurat privirile trecătorilor, îmbogățesc acum spațiile verzi ale orașului. Pe strada Gheorghe Lazăr au fost plantate 65 de plante și arbuști și 27 de metri pătrați de gazon cu flori. Proiectul Pepiniera 1306 plante pentru Timișoara a fost un mare succes în 2023 și a adus orașului peste 560 de arbori și arbuști. Aceștia au fost plantați pe strada Mureș, în zona școlii gimnaziale numărul 2, iar plantările vor continua în alte două locuri locații din oraș, Grădina de Vară Capitol și Școala Gimnazială numărul 7. Aceste spații au fost alese strategic pentru a aduce beneficii nu doar estetice, ci și pentru a contribui la îmbunătățirea calității aerului din oraș, transmit reprezentanții primăriei municipiului Timișoara.